Am amintiri la ora 2 de noapte. Era joi, spre joi. O, da, zău, da, n-a știut nică cum n-ai ști. Trebuie să ies pe poartă. Nică, nică, n-ai ca nică. La ora 2. Și deschide omul ăsta care o știut. Care o, ca te vine, ca Iuda. Care o vândut pe Iuda, așa, așa, așa. N-a știut nimeni, n-am știut. Ne-ați venit, mă, eu, carici, că mă, e tățată, eu nu știu. Și când omnirea mea și-n căsoaie, da, mâine, el nu știu, am mai numit pe și... S-a dat și-a luat pus pușca în ghere și-a luat fratele în braț. Și o trimis-o pe mama de 3 ori să duc. Și apoi a dat tren și l-a suit acolo ca pe jet. Era de amul să nască. Poți acolo ca pe doar iutoașă, născut în vagon. Scupură soldat și ne împujura, cu puștile și de-și spunea pravița, brață, că deșteți la liceu. La liceu. Și tot sub vagon, să zicem. Și tâna și bătrit, tot. Îți chiar așa o scrisoare de groasă, s-o strâns toți moldovenii la un loc și o zic plângeu. Când citeau scrisoare ce... Și când merge tată, merge el, zic să-i vizitea, hai, 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 tata, zici. Ce este să-i vizitivă? Tinereța noastră, să se poate acolo, și copilăria noastră, și a părinților, cum să zic, viața lor, au fost greși, nervi mulți poate au pierdut și ei. Eu zic și fost aici, era și cu totul altfel. Totul altfel, că care e gospodar. Acolo a fost gospodar și aici a fost gospodar. Și-a venit și aici tot gospodarul a rămas. Tot gospodarul a rămas.